Ultimii ani Maramureș a fost gazda numeroase Olimpiade Naționale, mii de elevi de diferite vârste din toate colțurile țării au ajuns în județul nostru pentru a se bate în cunoștințe cu alți copii și tineri de vârsta lor. Am organizat în ultimii ani o Olimpiada de Chimie, de Religie, am avut Olimpiada de Muzică și cea de Biologie, de Limba Romanii, de Protecția Mediului, dar și de Meserii. Ei bine, în 2019 nu se va întâmpla la fel. Competițiile naționale sunt organizate prin rotație de diferite județe, iar anul acesta Maramureș nu va avea o astfel de sarcină. Va găzdui doar concursul Național de recitare în limba ucraineană, ce va avea loc în luna iunie la Sighetu Marmației, și etapa națională a concursului de limba engleză Quest, programat în luna martie la Colegiul George Barițiu din Baia Mare. De asemenea, va fi organizat concursul Augustin Buzura, destinat elevilor de liceu, ce va avea loc în Baia Mare în luna mai, și concursul de fizică Micii Fizicieni, care este adresat elevilor de clasa a vi și care este programat în luna iulie. Pe listă se mai regăsește concursul de matematică și informatică Grigore Moisil, competiție ce va avea loc în Baia Mare la începutul lunii aprilie. Sunt competiții de mai mică învergură și care nu beneficiază de finanțare de la Ministerul Educației. Printre evenimentele consacrate care vor avea loc în 2019 se numără concursul de orientare în carieră Next Generation, festivalul de muzică ușoară Ursulețul de Aur și concursul sporturilor de iarnă Trofeul Gutâi.